Mirela Faida a fost protagonista unui eveniment de suflet organizat pentru comunitatea românească din Londra, unde a fost invitată să cânte. Evenimentul, gândit cu drag de români originari din gura humorului, a reușit să recreeze atmosfera autentică de acasă, reunind peste 600 de participanți, mulți dintre ei purtând cu mândrie portul popular românesc. 7 ore am petrecut și încă nu e gata petrecerea. La români se știe când începe, dar nu se știe când se termină. S-a simțit foarte bine lumea și eu la fel. Suntem obosiți, dar e oboseala aia frumoasă, a declarat Mirela Faida. Sala a vibrat de culoare și autenticitate, fiind împodobită cu ei, fuste și costume tradiționale. Mirela a încălzit atmosfera cu vocea sa inconfundabilă, acompaniată de un taraf autentic, iar invitații s-au prins în hor și sârbe până târziu în noapte. Pentru ei, evenimentele acestea sunt atât de așteptate încât vin ca la o nuntă, stau până dimineața. Pe mine mă încarcă foarte tare energia lor. Nu pleacă nimeni, ei așteaptă să se termine tot programul, să se termine efectiv seara, să cânte toți artiștii. Ringul a fost plin. Sute de români au stat numai pe ring. Așa se petrece aici, pe lângă muzică și dans. Evenimentul a fost și un prilej de a expune frumusețea meșteșugurilor și preparatelor românești. A doua zi, Mirela Faida a explorat Londra în compania organizatorilor. Bucurându-se de preparate savuroase, precum mere caramelizate, căpșuni trase în ciocolată și vin fiert. Totodată, ea a descoperit farmecul unic al orașului, înainte ca timpul să o grăbească spre inevitabila destinație finală, aeroportul. Mâine mergem să ne plimbăm prin Londra, să ne desmorțim puțin și să ne mai clătim ochii cu atâtea lucruri încărcate de istorie. E păcat să nu le vedem. Câtă lume e aici, e plin, plin. Am ajuns în zona de terase, de restaurante. E abia ora 12. Londra îmi aduce acea tușă de civilizație, de musicaluri, de respect față de cultura lor, de istoria lor, și simt că și românii de aici vin acasă și își respectă mai mult și muzeele, și tradiția, și strămoșii, istoria.